Voi nativ leu sau cu ascendentul în leu, sigur că sunteți în centrul atenției pentru că intră soarele în ograda voastră. Soarele la el acasă. Soarele guvernatorul vostru al leilor, încât începeți să străluciți mai mult ca oricând. Voi deja aveați două planete în zodia voastră, Mercur și Venus. Spre final de săptămână Mercur vă părăsește, dar e tata acolo, soarele, nu? Parcă aveți curaj să vă manifestați, nu că n-ați avea voi curaj de felul vostru, o, cum, dacă nu leu, atunci cine? Dar simțiți un fel de presiune pe umerii voștri, mulți ochi îndreptați către voi, parcă toată lumea așa dintr-o dată vă remarcă pe voi. Poate chiar aveți ocazia să vă prezentați lumii, să vorbiți pe o scenă, să transmiteți un mesaj, să faceți ceva pentru o pătură largă de oameni. Jucați un rol. O misiune, de ce nu? Poate fi chiar o misiune. Dar sunteți un pic temător. Sunt niște aspecte unicate în viață. Soarele care intră în ograda voastră este în această perioadă sub tirul astral al lui Pluto pentru prima oară. Nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. De acum încolo, timp de 20 de ani, se va repeta. Dar fiind prima dată, nu știți să gestionați provocarea cu pricina. De-aia deocamdată sunteți nesigur, parcă nu vă vine să dați tot în povestea asta, parcă așteptați validare, confirmare, aprobare de la ceilalți și nu aveți încredere în această validare. Vă e teamă să nu vă laude cineva și să nu meritați lucrul ăsta, să vă împingă cineva de la spate și să nu fie calea cea bună. De-aia fiind, e un teren neumblat, o pădure neumblată de voi. Și ca la orice lucru făcut pentru prima oară, sunteți la început, aveți învățat. Încă o zi și încă o zi, mai fac un pas, mai învăț o lecție, mai fac un tur, până când mă voi obișnui. Dar acum nu vreți să arătați realmente ce simțiți. Bă, e un pic jenă, bine să spun, că nu știți să gestionați situația și de-aia veți pune o mască la suprafață. O mască de om încrezător, de om sigur pe el. Nu sunteți voi ăsta. Nu, e un rol pe care îl jucați. Să nu își facă lumea impresie greșită, să nu vi se pună o etichetă nepotrivită. Și de-aia, până vă veți obișnui, sunteți așa ca pe gheață subțire. Să vă învățați cu noua activitate de care vă ocupați, cu nou rol. Da, e un rol, e ca atunci când te-ai angajat într-o instituție, dar n-ai mai făcut niciodată meseria aia. Normal că sufli și în iaurt. Ești atent la ce spui, la cum te miști, toți ochii sunt pe tine. Sau poate chiar ochii voștri sunt pe propria voastră persoană, să nu greșiți. Pentru că nu vi se spune chiar tot. Lumea din jurul vostru s-ar putea să nu fie foarte sinceră și să vă zică, știi, nu prea e bine sau, din potrivă, ba da, e bine. Simțiți că și voi purtați o mască, dar și ceilalți poartă o mască. Și ceilalți se ascund în spatele degetului. Deocamdată. E o mică fățărnicie acolo, reciprocă probabil, până vă găsiți locul. Deocamdată nu v-ați găsit locul, fiind un teritoriu nemai umblat înainte, evident că totul vi se pare greu și până vă obișnuiți, durează.